faceți, sper că faceți super, 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 super bine! Am un nou tutorial pentru voi! Soi Luna, creează tu, creează tu singur! Ceea ce voi face astăzi e incredibil! Aveți cumva un tricou care e drăguț, dar prea șters? Îi cam lipsește personalitatea? Cum ar fi ăsta? Astăzi vă voi învăța cum să-i dați puțină personalitate și să-l faceți să arate amuzant! Așa că să vedem cum se face! Faceți rost de un tricou, seturi de panglici, farfecă, trei docuri de plută, o lavetă de bucătărie, lipici, vopsea de haine, trei pensule cu vârf plat, un marker negru. Pasul 1. Folosim farfeca, tăiați decolteul și mânecile tricoului ca în imagine. Puneți o bucată de carton în interiorul tricoului. Pasul 2. Pregătiți șampilele folosind docurile de plută și laveta. Desenați 3 semiluni pe lavetă folosind capacul lipiciului și tăiați-le. Apoi, lipiți cele 3 luni pe cele 3 docuri de plută. Pasul 3. Folosim pensulele, puneți puțină culoare pe docuri și ștampilați tot tricoul. Lăsați-l să se usuce. Pasul 4. Folosiți panglicile colorate ca să faceți o fundă pe umăr. Pasul 5. După ce s-a uscat, călcați tricoul pe spate ca să vă asigurați că s-a fixat culoarea. Să vă ajute un adult. Cu grijă, da? Wow! Ce părere aveți? Adevărul e că mie mi se pare super original. Foarte bine, Carol, foarte bine. Mulțumesc, mulțumesc, știam eu. Nu pierdeți următorul tutorial din Soi Luna. Creează tu, creează tu singur.